Dá pra ir alimentar, tá crescendo? Vai, vai, vai alimentar. Am revenit în direct din nou pe Observatorul Prahovean. Suntem la Braj, la sediul Societății Ecoborn, aici unde 53 de pompieri au fost mobilizați pentru a stinge incendiul. Avem noi date, de aceea am revenit cu această transmisiune live. Așadar, incendiul semnalat undeva în jurul orei 3 în această dimineață, s-a emis mesaj RO alert pentru comuna Brazi, Ploiești și localitățile limitrofe. Poluare masivă, norul de fum se îndreaptă acum spre zona Bărcănești, Românești, Tătărani. Este un nor de fum foarte gros, arde generalizat pe o suprafață de 4000 de metri pătrați. Datele noi ar fi că plafonul acestui depozit de deșeuri periculoase de la incineratorul Ecoburn s-a prăbușit, de aceea nu-i vedeți pe pompieri intrând în hala care arde, pentru că este în continuare pericol, bucăți din tavan se pot prăbuși oricând, iar viețile lor ar fi puse în pericol. Evident că nu este cazul să se întâmple acest lucru, drept care intervenția se face din exterior. Mașinile au tot plecat, au încărcat rezervele de apă și continuă să acționeze, dar se acționează doar din exterior. Pe deasupra clădirii, acolo unde vă reamintesc tavanul este prăbușit. Și din această laterală, nemai având alte posibilități de a pătrunde în clădire. O altă informație este că în curtea acestei societăți au găsit și o bicicletă și spun pompierii că din păcate este posibil să existe și o victimă, o persoană să fie prinsă în acest incendiu, să fi fost prinsă ceva mai devreme. Nu au alte informații și nici nu reușesc să ajungă în interior, acolo unde ar putea fi această victimă, însă au indicii că ar fi fost o persoană în interior în momentul în care s-a declanșat incendiul. Evident, toate detaliile vor fi pe parcursul acestei zile în observatorul ph.ro. Vă vom ține la curent cu intervenția pompierilor, care va fi una de durată, pentru că este foarte greu de stins acest incendiu. Sunt cantități industriale de deșeuri toxice, de deșeuri periculoase care ard în acest moment în hala Ecoburn. Și nu se poate merge mai mult de atât decât o face acest pompier. Sunt într-adevăr îngrozitor în această zonă și se degajă cantități industriale de fum toxic. Așa cum era sfătuit și prin mesajul RO alert, încercați să ieșiți din zona în care fumul se răspândește. Spre București se îndreaptă, cam aceasta este direcția de propagare a fumului. Însă fiind fum toxic de la deșeuri periculoase, sunteți sfătuiți să fie să plecați din zonele în care fumul deja a ajuns sau va ajunge, fie să țineți geamurile închise. Este sfatul primit prin
raw alert în această dimineață și pe care chiar trebuie să-l luați în calcul. Luăm în continuare destul de zdravă aici, în Prahova. Am observat din ceea ce ne scriu mulți din cei care ne urmăresc la această oră. Nu sunt încă lămuriți cu ce se întâmplă. Am să reiau informațiile principale, urmând ca ele să fie dezvoltate, prezentate în detaliu pe observatorul ph.ro pe parcursul acestei zile. O zi în care se va desfășura această intervenție. Deci reau informațiile, un incendiu produs la incineratorul Ecoburn de pe platforma Brazi, în apropiere de Ploiești. Unul din multele incendii care poluează masiv în Prahova. Nu s-a întâmplat niciodată nimic cu această societate și cu accidentele de mediu, accident, mă rog, pe care le produce în mod repetat, deși au tot fost cercetări, însă fără rezultate. De această dată, incendiul se pare că ar fi izbucnit în jurul orei 3 în această dimineață. Inițial a fost estimat ca fiind o suprafață de 400 de metri pătrați, ulterior a fost evaluat undeva la 4.000 de metri pătrați ca întindere în interiorul halei. Cred că a venit Renault. La ora 4:50 de minute s-a emis mesajul RO alert. Au fost treziți mulți prahoveni din somn de acest mesaj din cauza degajărilor masive de fum, rezultate în urma arderii deșeurilor toxice care sunt depozitate în această hală. Din păcate, o informație care momentan nu poate fi confirmată pentru că nu se poate pătrunde în hală. Tavanul halei s-a prăbușit și nu se poate pătrunde în hală, însă pompierii spuneau că au găsit o bicicletă la intrarea în hală și este posibil ca o persoană să fie înăuntru. Vom vedea acest lucru, sperăm să nu. Să fie doar o coincidență și nimeni să nu fi pățit nimic. Dar țineți cont de sfatul primit prin RO alert, dacă sunteți pe direcția pe care se propagă acest fum toxic. Este un orimes, nu știu dacă reușiți să vedeți proporția, să vă dați seama de amploare. Însă se vede și din Ploiești, în momentul în care am plecat spre această zonă, se vedea norul gros de fum care se îndreaptă dinspre Brazi, spre zona Bărcănești românești, deci nu spre Ploiești, clar. Focul în interior, în ciuda intervenției pompierilor care se face pe deasupra
prin zona tavanului prăbușit pe aici, fumul pare să se întețească în interior, nici de cum să poată să fie stins prea curând. S-a apropiat de această ieșire. Pentru toate informațiile detaliate, urmăriți pe parcursul acestei zile Observatorul pe H.ro. Vom reveni cu noi date despre intervenția pompierilor, despre evoluția situației de aici. Din păcate nu sunt foarte multe căi de acces, iar în interiorul depozitului, din cauza prăbușirii parțiale a tavanului, nu se poate intra pentru că pompierii și-ar pune viața în pericol. Thank you.